De asemenea, medicii că l-au tratat pe bărbat cu superficialitate, iar acesta și-a pierdut zilele. Revenim în direct. Așa sună știrea, prin urmare, cu fetița de 4 ani decedată în condiții misterioase în sistemul sanitar românesc. O fetiță, așadar, presupunem, frumoasă. Toate fetițele la 4 ani sunt foarte frumoase. Așteptăm chiar de la cei care o cunosc mai bine chiar și o fotografie. Înțelegem că presa locală și nici presa centrală nu au obținut până la această oră așa ceva. Prin urmare, o fetiță care nu avea absolut nimic, a alunecat pe gheață, s-a lovit, presupunem, a făcut acea întorsă. O să vedeți și doctorilor care au lucrat, să zicem așa, la însănătoșirea fetiței, dar au lucrat de așa manieră încât fetița a și murit. Ea a trecut în total prin 3 spitale, 2 în Bistrița, în județul Bistrița, unul în județul Cluj. În cel din Cluj a și decedat. Este al 6-lea caz de copil mort în ultimele zile. Am avut 4 copii care au murit împreună în casa aceea incendiată, în lipsa mamei lor, mama plecată la muncă în străinătate. Drama românească pentru care încă niciun politician a plătit faptul că mamele sau tații sunt la muncă în străinătate, iar copiii trăiesc singuri aici în România. Pentru acest genocid, cei care au condus țara în ultimii 23 de ani ar trebui să fie încadrat separat la o pedeapsă severă. Avem de asemenea copilul negăsit încă mort, se presupune, în apele Someșului și iată cel de-al 6-lea copil mort astăzi în acest triunghi al Bermudelor, între cele 3 spitale din România. Spitale pentru care, reamintesc, poporul român plătește 6 miliarde de euro pe an prin diverse contribuții, taxe și impozite. Să dai 6 miliarde și să-ți moară copiii sistematic este foarte, foarte mult. Revine așadar în studioul OTV după o lungă și grea absență investigatoarea numărul 1. Avem și pe investigatorul numărul 1, Sorin Ovidiu Bălan, dar acum vorbim de femei. Investigatoarea numărul 1, Roxana Avram, pe numele său. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am regăsit și îmi pare rău că din nefericire apar tocmai în astfel de cazuri. Deja sunt asociată că unde e crima e și Roxana. Da. Peste tot. Când de data asta nu e chiar o crimă, dar putem spune că e o ucidere făcută de niște oameni. Categoric. Bine, majoritatea se refereau la morți. Unde e mortul e și Roxana și așa mai departe. Da. Bine, până și fantomele m-au bântuit, dar nu e nicio problemă. Între timp, Roxana a dispărut de la OTV odată cu vocea ei. Știți că și vocea Roxanei a dispărut, dar ea a revenit între timp. Cum a fost până la urmă? Care a fost diagnosticul sau ce s-a întâmplat? Domnul Diaconescu, dacă ar fi să vă spun ceea ce cred eu, probabil pentru foarte mulți ar părea un pic hilar sau și-ar face cruce. De ce? Se știe foarte bine că am fost internată și cu această ocazie le mulțumesc doctorilor de la Sfânta Maria, profesorului Sara Foleanu și domnului doctor Claudiu Manea. Ei sunt cei trei care v-au făcut bine? Da, domnul Diaconescu, dar, și aici este un mare dar, fac paranteza cu care începusem de fapt, am mers acasă ulterior după toate investigațiile și tratamentele pe care mi le-au făcut dumnealor, chinurile de rigoare prin care am trecut, dar nu se mai pune problema, însă ce credeți? După un foarte, foarte, foarte lung timp, exact cum spuneau și doctorii, zice, nu se poate ca un caz de afonie, adică un caz de muțenie pe românește, să dureze atât de mult. Ce credeți? Anul trecut de bobotează, după ce a venit preotul în casă și a sfințit cu aiazmă, cum se face, am băut o guriță din acea apă sfințită și m-am închinat. La 2 dimineața domnul Diaconescu. La 2 dimineața. Acum, da. Deci nu mai vorbim de spitale și păi, mai bine oamenii să meargă la preot, nu decât la doctor. Asta deci asta vreau să vă spun. Ziceți, la 2 dimineața stăteam liniștită, evident, mă uitam la dumneavoastră că na, asta este. Da? Și la un moment dat, stând cu mama mea de vorbă despre acel caz, nu știu ce, nu mi-aduc aminte exact ce s-a întâmplat, deasupra, eu am pat de mijloc. Deasupra patului de mijloc am un fel de bibliotecă. Într-un colț acolo aveam o Biblie, care, evident, acea Biblie, ați văzut, Biblia în general are coperțile foarte groase. Stând așezată în picioare și
rezemată, deci nu avea cum să cadă, nici la cutremur nu ar fi avut cum să cadă acea Biblie, din senin domnul Diaconescu a picat Biblia. Hai, poc. Iar deci nici asta nu pot să... Domnul Diaconescu, o băgăm pe mama mea în direct. Eu chem pe cea de la Discovery să filmeze la dumneavoastră. Producătoarea dumneavoastră vă poate confirma, am sunat-o și am spus că se întâmplă ceva. În sfârșit, nu am spus nimic. Am spus că se întâmplă, așa, da. Am spus, zic, s-a întâmplat ceva. Dacă montam niște camere de luat vedere acolo... Domnul Diaconescu m-a luat și acum când mă gândesc... Păi dacă mi se face... Bine, e frig la noi aici, dar oricum mi se face pielea de găină, așa? Domnul Diaconescu, credeți-mă că am... Alături de Roxana Avram, în studiul nostru, revine și ziaristul de la New York Magazine, Victor Rusu. Bună seara! Un gând bun tuturor telespectatorilor TV. Credeți în așa ceva, dumneavoastră, care se străiește și până în America? Deci, vă rog din suflet să nu spuneți că nu, pentru că am pățit-o. Stai puțin, stai că îi întreb interesator dacă ei cred că Roxana Avram și-a... I-a revenit vocea Roxanei Avram după ce a băut... Hai, povestiți, da? După ce a băut aghiazma. Așa, îmi cer scuze, dar știți că despre aghiazma se spune în general că e foarte bună, adică nu-ți face nici rău, nici bine, în sensul ăsta. Domnul Diaconescu, da. Dumnezeu să mă ierte, acum că tot vorbim pe partea de religie. Nu am crezut în așa ceva. Așa. Deci nu am crezut niciodată. Și? Deși preotul mi-a povestit că a avut un caz similar cu tatăl dumneavoastră. Între timp, un spectator, și mulțumesc, ne-a și trimis pozele micuțe și pe bune că era, mă rog, o fată foarte, foarte frumoasă. De-abia aștept să le vadă și telespectatorii. Fată blondă, la 4 ani, să moară săraca după ce a căzut pe gheață, că până la urmă așa a murit. Bine, din vina unor doctori din România sau unui sistem medical românesc. Revenim la vocea Roxanei. Deci, încă o dată, vă duceți la doctorii cei mai tari din țară, vă dau un tratament nu știu ce. Dumneavoastră știți de altfel ajungeți. Că v-au comunicat că nu puteau să depisteze. De ce? Pentru că atunci aveam corzile vocale distruse și culmea, vorbim de profesorul dr. Sarafoleanu, care este unul dintre... Da, e number one. Da. Exact. În sfârșit, v-am spus, reluăm de unde am rămas cu Biblia. Pică Biblia jos la ora... 2 noaptea, dimineața. Da. Asta era la câte zile după ce v-ați pierdut voce? Domnul Diaconescu deja la vreo 5 luni. Hai că nu a stat, n-a stat 5 luni fără voce. 7 luni, domnul Diaconescu. Pe bune? Aduceți-vă aminte când s-a înființat Partidul Poporului și dumneavoastră ați spus acum Roxana Avram va face oficiile de gazdă, da, era mută. Da, și când au vrut să ne închidă OTV-ul atunci, da, la fel, tot... Și stați puțin. Bine, acum interesatorii care nu cred în așa ceva vor spune că oricum vă revenea vocea în acea noapte, în acea zi, că la un dat tot trebuia să vă revină. 2 secunde. Nu am lăsat toată viața mult. Între timp am poza, să filmați ecranul electronic, să vedeți fata decedată în condițiile astea din cauza politicienilor actuali, ce frumușică era. Groaznic. Sper să nu fie vreo confuzie, deci restatorii mi-au trimis aceste poze și spun că este ea. N-am încă numele fetei, dar am 2 poze cu ea. Frumoasă, frumoasă. Și încă o poză cu ea. E clar că în aceste poze e aceeași fetiță, dar să vedem dacă e chiar fetița despre care vorbim. Îi rog pe interesatorii care ne-au trimis pozele să revină cu o confirmare. Continuă Roxana Avram, povestea ei fantastic de reală, zice ea. Da, domnul Diaconescu, și cum vă spuneam, ne uitam la dumneavoastră, comentam, a picat Biblia, eu mă uit la mama, mama la mine și m-am închinat. Chiar la un moment dat i-am șoptit și zic, să dea Dumnezeu să nu fie vreun semn rău. Și zic, ferească Dumnezeu. Mă culc, domnul Diaconescu, a doua zi, de Sfântul Ion, mă trezesc ca omul de rând, mă duc să-mi beau cafeluța. Sper să nu mă audă domnul doctor că m-am dus că să beau cafeluța voie, fierbinte și cu țigara de rigoare. Nu. Tutun. Clar, domnul Diaconescu, e clar, da. Adică... Nu, că trebuie să discutăm și despre pierderea vocii. Pierderea, credeți că e de la fantomele alea din Iași? Domnul Diaconescu, vă rog, lăsați-mă să termin. Așa, și dumneavoastră concluzionați. Ok. Mă duc la mama dimineața, deci după ce pică Biblia. V-am spus, vă poate confirma inclusiv producătoarea emisiunii dumneavoastră. Da. Mă duc la mama și spun, mama, cu voce. Atunci m-am speriat, deci vă jur, am început să plâng, m-am speriat. Mama săraca zice, da. Și iar, mama, la care mama zice, da, te aud, spune. Mama, nu vezi că vorbesc? Mama atunci a intrat în șoc. Deci tremura toată, mă gândeam, zic, Doamne, operată pe inimă de atâtea ori. Mama dumneavoastră care a trecut prin mari încercări. Exact, exact, a fost înjunghiată. Atacată de un asasin, în fine. Tatăl meu mort și așa mai departe. Deci toate nebunile astea s-au întâmplat, domnul Diaconescu. Adică mama dumneavoastră văzuse destule grozăvii la viața ei și toate astea a șocat-o și asta. Da, și nu pot să uit acea imagine și nu pot să-i spun acum decât că o iubesc și o voi iubi întotdeauna. Cum a căzut domnul Diaconescu la propriu,
a îngenunchiat, mi-a luat picioarele în brațe, a început să plângă și a zis, a înviat copilul meu. De ce, domnul Diaconescu, acum vă întreb eu pe dumneavoastră, îmi permit să fac eu pe moderatorul 3 secunde. De ce credeți că în perioada asta bobotează Sfântul Ion, mi-a revenit vocea? Tot din motive religioase, nu? Dacă a zis că ați băut aghiazma și... Domnul Diaconescu, acum am băut aghiazma, da? După ce am băut această aghiazmă, am respirat. Eu trăiam doar cu cortizon, domnul Diaconescu. Și acum am în geantă cortizon. Deci toate medicamente, făceam aerosol, trăiam doar cu masca aceea de oxigen, au fost chinuri cumplite, cortizonul mi se băgau la un moment dat prin perfuzii, au fost niște chinuri cumplite, numai cine nu a avut probleme cu corzile vocale, nu își poate imagina cum ajungi să-ți dorești să trăiești. Și încă o dată și... toți vorbind ca din popor, să-i dea Dumnezeu doctorului Manea multă sănătate, pentru că la ultima intervenție, domnul Diaconescu mi-a salvat viața. Pentru că mai, deci mi se lipise corzile vocale la un moment dat, atunci când noi vorbim, fac ceva de genul acesta. E, dacă se lipesc, noi nu mai putem să respirăm. Și în momentul în care doctorul Sarafoleanu era, ținea limba afară, la propriu, legată cu un tifon și altcineva, alt doctor, mă rog, deci parcă era o uzină la mine în gât, în sfârșit. Atunci mi s-au lipit corzile și n-am mai putut să respir. Și îl strângeam de mână și făceam semn. Domnul doctor, nu mai pot respira, adică din priviri. Iar doctorul Sarafoleanu îmi spunea, zice, nu, ți se pare, doar ți se pare, subconștientul tău este de vine. Eu chiar nu mai puteam respira. Și mi-a luat atunci... Nici pe nas? Nimic, domnul Diaconescu, pentru că în condiția în care s-au lipit corzile vocale, nu se mai poate respira absolut deloc. În final, vreau să vă spun că aceeași poveste, mă rog, nu din motivele pe care eu le-am trăit, ca să spun așa, și-a pierdut vocea. Tatăl preotului din sat, care în momentul în care a venit și m-a botezat, cum se face de bobotează, mi-a spus, zice, uite, mama mea, uite asta, 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 și la fel, rămăsese fără voce. Și într-o sărbătoare mare, la fel. Asta a făcut și i-a revenit vocea. Domnul Diaconescu, acum eu încă o dată le mulțumesc medicilor, pentru că fără dumnealor nu puteam să respir. Deci mi-aș fi dorit să vorbesc, să strig, mi-aș fi dorit să plâng, să pot să plâng. Nu puteam, nu aveam voie să strănut, nu aveam voie să pușesc. Nu aveați voie? Nu aveam voie să... Păi, de ce? Păi dacă strănutam sau tușeam sau ceva, orice, mă sufocam și muream. Nu, nu, n-am știut că e așa de gravă, că a fost așa de gravă. Eu ce spun acum... Știam doar că nu puteți vorbi și atât. Eu mai vorbeam, nu știu, o dată la 3 luni cu Roxana Vreau, dar nu vorbeam. Ea zicea... Păi tot vorbeam, domnul Diaconescu, pentru că mă certau și doctorul și a spus nu o să-ți revii niciodată pentru că tu vorbești. Și am spus, ce să fac, așa m-am născut, eu vorbesc și în somn. Ce să fac? În final, eu am mare, mare, mare credință în Dumnezeu și... De asta mă doare într-un fel foarte, foarte tare, pentru că nu aș vrea, revenind la cazul nostru, domnul Diaconescu, nu aș vrea să se generalizeze când spunem sistemul sanitar. Pentru că sunt oameni care, respectiv medici, care chiar salvează vieți cu adevărat. Mă credeți că mama mea... nimeni nu-i dădea nicio șansă. Știți ce înseamnă ca un copil să stea cu lumânarea lângă mama ei și doctorii toți să spună nu o să aibă nicio șansă. Iar tatăl meu era acasă, mor pe masă. Trebuia să-l îngrop. Și când să îl scot pe tata afară din casă, să mă duc să-l îngrop creștinești, am primit telefon de la Spitalul Fureasca și mi s-a spus, opriți înmormântarea, că a murit și mama ta. Numai că... Și aici, iarăși, revenim la Dumnezeu, nu știu, la prea mult, deci coincidență nu pot să spun. Medicul care ulterior a devenit și medicul meu și mi-a redat încă o dată viața, pentru că am avut mai multe probleme de sănătate, a venit și a spus, stați numai puțin, stați să vedem totuși ce are femeia asta. Și ce credeți, domnul Diaconescu? Exact, deci, mă rog, făptuitorul,
Tatăl meu a murit în 6 secunde când i-a fost băgat cuțitul în inimă, conform expertizei medico-legale. Însă mama mea a pus mâna așa. E, norocul ei a fost că a intrat cuțitul pe aici și s-a oprit undeva în stern, dar vârful cuțitului i-a intrat în aorta principală, chiar la limita inimii acolo. E, și acolo a făcut un cheac de sânge. Iar în momentul în care ea a intrat în moarte clinică, doctorul a spus, nu, haideți să vedem totuși. Și aici vă întreb eu pe dumneavoastră, și cu asta chiar închei despre mine, pentru că nu vreau să vă întristez. Mama mea a fost scoasă din salon, deconectată de la aparate și dusă spre morgă, să spun așa. Programul medicilor, brancardierilor, de fapt, de la Floreasca, este între 12 și 12 jumate de pauză. Uh-huh. E, mamei mele s-a întâmplat asta la 12 și 10. E, la 12 și 20 a venit acest medic, Bejenaru Mircea, de la Spitalul Floreasca și a zis, stați, opriți-vă! Și ce credeți, domnul Diaconescu? Și-a revenit mama. Bine, dumnealui a băgat un bloc cu operator și... Deci, dacă se întâmpla cu jumătate de oră mai târziu sau mai devreme, o luau, o duceau la orga spitalului, evident, nu? Pe tata deja îl băgase înapoi în casă și acum, domnul Diaconescu, dacă, bine, toată lumea din Slagov poate confirma, lângă groapa tatălui meu este și groapa mamei mele. I-am cumpărat inclusiv sicriu atunci. Deci chiar vă pregătiți să mormântări? Tot, domnul Diaconescu, deci ne pregătisem pentru două mormântări. Și ce, credeți, eram singură. Și, deci chiar o duceau la, cum se zice, la morgă, să bage în frigiderul ăla? Dar domnul Diaconescu era afară, deci era afară pe pol. Cum am văzut în filme, când mai bagă pe ăla în frigider și... Exact, iar doctorul Bejenaru de fiecare... A, ca să vă spun că a avut un șoc acest medic după foarte mult timp și ca să vă spun, nu mai zic de medic, eu personal, ceea ce înseamnă, apropo de, nu mai rămăsese decât credința în Dumnezeu, luase din spital, apropo de sistemul sanitar, un stafilococ pioceanic. Și aici, în capătul sternului, avea o gaură lăsată din chirurgie, lăsată, desfăcută, unde eu îi vedeam organele, cum pulsau. Și tot timpul trebuia să o pansez acolo. Deci absolut tot timpul. E, vreau să vă spun că datorită credinței și acum nu știu, nu rup pragurile bisericilor, nu mă înțelegeți greșit, nu sunt aia de mă duc să dorm în strană, să... Nu! Eu când mă rog în sufletul meu și atât, nu am... Dar vreau să vă spun că nimic nu este întâmplător și asta vreau să fac referire, să nu generalizăm când vorbim de medici. Știți destul de bine când am venit și am fost în, tot așa în direct cu mâna. Am avut mâna în gips tocmai, pentru că mi-am... Asta e ce să fac, asta sunt eu, alta n-am. Am închis portiera la mașină și am lăsat degetul în mașină. Și bineînțeles, între portiera la mașină și prag. Am fost la ortopedie la Floreasca, mi-au făcut, după care am mers în direct și am transmis de acolo. Deci sunt medici și medici, sunt spitale și spitale. Sunt anumiți medici care sunt foarte, foarte, foarte buni, dar... La un moment dat uită de acel jurământ al lui Hipocrate. Poate că se gândesc, Doamne, mâine, ce duc acasă copilului meu să mănânce? Că se spune, că dăm șpagă la medici. Păi, dacă eu aș fi știut că îi redă cineva viața tatălui meu, atunci nu că dădeam șpagă. Mă duceam, ca să nu spun că furam, că nu-mi permit, dar aș fi luat de undeva ceva, aș fi dat la medici numai să-i redea viața tatălui meu. Asta vă spuneam referitor despre această fetiță. E adevărat, sunt și erori grave care nenorocesc și la un moment dat, ce credeți că se întâmplă? Intră toți în aceeași oală. Intră toți medicii, pentru că, ce zice? X sau Y, sau oricine ar zice. Nu, domne, ăsta nu e bun. Ca ortoped nu e bun, dar haideți să nu generalizăm. Sau haideți să-i ținem pe acești medici buni în țară, nu să le dăm salarii care să nu rămână să aibă ce să pună a doua zi pe masă. Veți spune că da, li se dau șpagă, ori să primească sau primesc cadouri și așa mai departe. Nu. Consider că în momentul în care te face bine și ești mulțumit, sufletește și vezi că ești sănătos. Și vezi că ești sănătos, te duci și dai o atenție. Asta pentru că vrei tu ca om, nu să te duci
să-i spui stai că ți-am dat. Se întâmplă, exact ca și în cazul polițistei violate, da? Se întâmplă. I-am dat șpagă doctorului. Dacă nu mi-e bine pacientul, mă duc și spun. Domne, da, e adevărat. Ți-am dat șpagă și ce crezi? Nu mi-ai făcut bine soțul, soția, copilul sau și așa mai departe. Dar în condiția în care este ok și e sănătos și se face bine, atunci nu se mai duce nimeni să spună doctorul cu tare mi-a redat viața copilului sau a mamei sau a tatălui sau... În timp ce atunci când la spitale cu o bună reputație medicii au așa un moment de bâșbâială și lumea nu se așteaptă, familia care are un pacient internat acolo, să se întâmple ceva rău, atunci când ceva dă chix și pacientul moare, atunci anatema cade asupra întregului spital și asupra întregii clase medicale românești. Asta vă spuneam, pentru că nu mi se pare corect. E adevărat, sunt și medici care nu au ce căuta nici pe lângă spital, nu numai în spital. Dar, din nefericire, ne întâlnim cu astfel de drame, cu astfel de îngeri, practic, în îngeri. De timp am primit confirmarea de la trăsători, aceea era poza fetiței. O fetiță foarte, foarte frumoasă. Și tragedia cu care a murit mai mare, era unicul copil la părinți, nu? Nu știu amănuntul ăsta, poate ne spun cei care cunosc familia. S-a născut cumva într-o țară greșită, întreabă cineva despre fetița săracă, n-a avut nicio vină. Exact. S-a dus și ea să se dea pe gheață și a... nici măcar nu știm dacă a avut întorsă. Certe că i-a pus domnul gips piciorul. Domnul Diaconescu, prima dată au trimis-o acasă, i-au spus că nu are nimic și să-și pună niște comprese sterile, umede. Păi, eu am văzut că la un moment dat piciorul se albăstrise. Asta era un semn de gangrenă sau de foarte, ceva. Sau de septicemie. După câteva zile, exact, în care părinții au văzut că nu e în regulă cu copilul. Că, în general, când ai pe cineva bolnav și îl vezi că e în stare de somnolență și că nu mai mănâncă, deja îți pui o întrebare. Dar când acei părinți au văzut îngerașul ăsta, că, exact cum spuneați dumneavoastră, nu numai că i s-a albăstrit, i s-a umflat piciorul, murea de durere, s-a dus la un alt spital. Ce credeți că a făcut acolo? La spital? Nimic. S-a întors cu copilul acasă și cu o atelă. Că datorită acelei atele s-a format hematomul respectiv. Albăstrala era un semn clar că se necroza țesutul. Exact. Și tocmai din această cauză am înțeles că ea și a și făcut stop respirator, pentru că la un moment dat medicii au vrut să refacă ceea ce alți medici, cum ați spus dumneavoastră, au dat hix, și anume să-i taie piciorușul fetiței, iar în momentul în care au vrut să-i taie piciorușul, păi cum să-i taie, pentru că i-a cedat inimioara, că era foarte mică. Deci au vrut să-i taie prea târziu. Exact. Dar și faptul că se ajunge la tăierea piciorului și că nu-și dau seama ce înseamnă albăstirea țesutului, este revoltător. Da, cine vă sună, domnule? Scrie cineva, bine a revenit domnișoana Roxana Vrân la televiziunea noastră, un domn Georgic ne trimite mesajul chiar din Znagov, de acolo, din zona Roxanei. Probabil este cu mătra mea. Dumnezeu are grijă de noi, iar aghiazma chiar vindecă, spune Mioara din Iași. Mulțumesc frumos, doamna Mioara, că mă credeți. Deși mi s-a întâmplat acolo la Iași, domnul Diaconescu, acolo o altă problemă. Ce? Cazul, să nu credeți, dragi telespectatori, că încă este rezolvat. Se trage de timp, apropo, domnul Diaconescu. Stați că acum suntem în Parlament, dumneavoastră viitor președinte. Da. Poate faceți așa un pic de trafic de influență ca să ne spuneți și nouă de la IML ce se întâmplă cu astea la domnul Diaconescu. A, nici acum a venit răspunsul? Domnul Diaconescu, nici măcar acum. Și avem pe filmare oameni care, martori, mai exact, care spun clar că acolo se făceau din asta cu videochat, cu intrau trei fete, ieșea una și așa mai departe. M-a sunat un prieten telespectator să-mi spună că mulți români, atât de la noi cât și de prin alte părți, se duc la moaștele Sfântului Nectarie, care este considerat cel mai mare vindecător, adică dintre toți sfinții el este cu misiunea vindecărilor, iar moaștele acestuia se află la noi o parte, la mănăstirea Radu Vodă și la Egina, în Grecia. Și au fost multe cazuri când oameni care sufereau de boli, de traume la coloana vertebrală, după ce s-au fost de câteva ori și s-au închinat la aceste moaște, medicii n-au putut să-și explice, dar boala a intrat în acedat remisie, și s-a da. Remisie și s-au făcut bine. Știți care este problema noastră a oamenilor? Și recunosc
sunt vinovată. Nu credem în minuni sau în divinitate sau cum, nu știu, cum vreți dumneavoastră să spunem, atâta timp cât nu ni se întâmplă. Eu dacă aș fi auzit povestea mea, de exemplu, la dumneavoastră, v-aș fi ascultat cu respectul cuvenit și probabil aș fi zis, săracul, așa a vrut să creadă. În sinea dumneavoastră. În mine, da. Eul meu ar fi vorbit cu mine. Nu. Și la un moment dat stau și mă gândesc, Doamne, deci chiar există, deci chiar se întâmplă, chiar e ceva. Deci chiar e ceva, de ce? Mi-aduc aminte, am venit atunci de la Iași, am intrat în direct, mi-aduc aminte, domnul Diaconescu, vă spuneam, nu cuitușesc în continuu, nu pot să respir, mă înțeapă în gând. Și vă aduceți aminte că ați spus, mergi acasă și odihnește. Și a doua zi nu mai puteam să vorbesc. Și mă sufocam, mă sufocam. Așa a dispărut vocea, da? Domnul Diaconescu, în momentul... Și a durat 7 luni. Mai mult. Deci când a revenit și exact? Și când a fost dumneavoastră la Târgu Jiu, eu am fost fără voce. Da, asta știu. Da. Și acum a revenit vocea, chiar acum în... Acum... Pe 6 de ianuarie, când? Domnul Diaconescu... Pe 6 spre 7. Atunci a revenit? Nu, prima dată mi-a revenit pe 6 ianuarie anul trecut. A, anul trecut, păi, așa. Asta vorbim zic. De anul trecut, domnul Diaconescu, acum suntem abia la început. Acum, nu știu, de asta vă spuneam mai devreme... Doar dacă vrem să credem, credem. Dacă nu, nu. E, în momentul în care ne lovim de astfel de cazuri, sau de ce ni se întâmplă nouă, ne punem un semn de întrebare. Și apropo, că asta vreau să vă spun, domnul Diaconescu, dar știți, așa ce? Sunt eu, dau dintr-una într-alta cu Iașu. Ies din acea grotă, colegul meu Adrian Vedenie, operatorul, poate să vă confirme. Așa. Ies de acolo și îi spun, mă, parcă nu pot să respir. Deși eu le spuneam, după ce am găsit acea măsea umană, prima dată, eu fericită, wow, poate găsesc un craniu, cel puțin un craniu, fără să-mi dau seama că, de fapt, erau mult mai multe, în sfârșit. Și după ce ies de acolo, îi spun, mă, zic, cred că bunicul, cum l-am denumit eu prima dată la IMELE, cred că bunicul se joacă cu gâtul meu. De ce? Nu mai pot să respir. Poate ai băut ceva. Nu am băut nimic, pentru că am filmat 7 ore în continuu. Nu aveam cum să beau. S-a întâmplat ceva. Nu am ieșit de acolo, domnul Diaconescu. Nu am băut rece, nu am fumat. Deci nu am făcut nimic care să-mi dăuneze. Medicii nu și-au explicat la un moment dat. Culmea, nu aveam pe o singură coardă vocală. Erau pe ambele. Deci ambele erau distruse. Deci era de la fantomă, ce mai poți să zic? Nu știu, domnul Diaconescu, mai spuneți că și acum e frică. Deci de câte ori mă gândesc la ce se întâmplă, că prima, foarte, foarte, foarte multe persoane când mă întâlneau pe stradă, îmi spuneau, domnișoara Roxana, ați făcut vreo regie, ceva? Știți ce le răspundea? Mi-aș fi dorit. Mi-aș fi dorit să fac asta. Și... doamna Maria Popescu, vorbesc de proprietara casei de la Iași, îmi cer iertare public, dar chiar nu v-am crezut. Am crezut că aveți vreo problemă, vreo teamă, nu am crezut, până n-am plecat de la dumneavoastră. Și atunci am crezut femeia. De asta vă ce sens că ați crezut? Că... Cu fantome, domnul Diaconescu, și cu ce se întâmplă acolo. Oamenii, vecinii, toți mi-au spus, domne, se aprinde lumina noaptea, nefiind locuită casa. Se auzeau zgomote. Operatorul nostru vă poate confirma, noi am lăsat la un moment dat camera pe înregistrare, deci am pus alarma la vilă și am lăsat camera pe trepied, nefiind nimeni în casă. La 33 de minute s-a oprit camera singură, după pașii de rigoare care s-auzeau acolo. De asta vă ceram ajutorul și poate puneți o problemă undeva, pe undeva și ne ajutați și pe noi să facem o adresă sau să ne dea cineva un răspuns. Domnul Dermegiu, de exemplu, de la IMELE, să ne ajute să ne spună și nouă despre oasele alea, pentru că nu pot să cred eu că oasele alea de pui, cum spunea domnul șef de post de acolo, sau de animale, purtau dres de damă și sacou de mătase. Uite, acum am în față și știrea oficială, mă rog, așa cum spunea în presa locală. O fetiță în vârstă de 4 ani a murit în timp ce era operată la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj, unde, potrivit medicilor, a ajuns cu simptome de șoc septic din cauza unei răni la piciorul stâng. Da, domnul Diaconescu, în timpul exact intervenției a făcut stop cardiac. Directorul medical al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj a declarat că fetița de 4 ani din Bistrița în Săud a fost dusă la unitatea medicală luni după amiază, starea ei fiind gravă. Luni după amiază s-a prezentat, a dus
adusă de părinți, o fetiță de 4 ani cu stare general modificată, cu semne de șoc septic, probabil o septicemie, cu punct de plecare un hematom al gambei stângi, suprainfectat. Având în vedere starea gravă încă de la internare, a fost dusă direct în sala de operație, unde la intrare a făcut stop respirator, a fost intubată și ventilată, în paralel s-a făcut incizia leziunii la nivelul gambei, de unde s-a observat apariția puroiului. Leziunile, nu știu ce, necrozante. Potrivit acestea, fetița a suferit un stop cardiac în timpul intervenției, întrucât erau afectate organele vitale, adică era deja înăuntru. Și dacă guvernanții n-ar fi închis atâtea spitale și n-ar fi trebuit să mergi zeci de kilometri ca să o poți opera la un spital ca lumea, poate fetița ar fi putut fi salvată. Poate n-ar fi... Sau, da, și-a pus cineva întrebarea că sunt anumite spitale unde... Nu există aparatura necesară, un aparat, de exemplu, cum e la radiologie, da? Să expună acolo piciorușul pacientului, da? Și să vadă, da, domne, uite, este o fractură sau nu este o simplă întorsă sau este ceva. Nu! Am înțeles că nici măcar probe de sânge nu i s-a luat domnul Diaconescu, ceea ce dacă ar fi făcut-o, ar fi ieșit septicemia, nu? Deci ia să vedem traseul ei. Joia trecută a fost la Spitalul Orășenesc din Năsăud, unde a fost trimis la secția de ortopedie a Spitalului Județean de Urgență din Bistrița. Medicii de la Bistrița au stabilit că diagnosticul este întorsă și au trimis fetița în vârstă de 4 ani acasă. Deoarece durerile n-au încetat, vineri, deci a doua zi, da, părinții au dus-o din nou pe fetiță la Spitalul din Năsăud, tot din orașul de acolo, unde era de gardă un medic ortoped de la Dej, care a pus-o atel. Ce s-a întâmplat? Firul evenimentelor apropiații familiei, citați de mesagerul de Bistrița, s-au relatat următorul curs. Copilul a fost dus mai întâi la spitalul din Năsăud, unde i s-a făcut radiografia, care a relevat întors. A ajuns, dar nu vedeau că e și o rană acolo? Dacă i-au făcut radiografie? A ajuns în aceea zi la unitatea spitalicească din Bistrița, acolo unde medicii au liniștit pe părinți că nu e nimic grav și au prescris fetei un tratament la domiciliu. Deci că ăștia din municipiul Bistrița și mai vinovați, din câte înțeleg eu. De unde a plecat Năsăud, prima dată, domnul Diaconescu? Păi Năsăudul a trimis-o la județ, cum ar veni. La nu, acolo i-au făcut radiografia, domnul Diaconescu. La Năsăud, nu? Păi da. Totul s-a întâmplat exact ca în filmul acela, moartea domnului Lăzărescu. Da. Pacientul e plimbat între spitale și moare în timp ce medicii se ceartă pe diagnostic. Aici e și mai șic, aici trebuia să-i vadă rana aia și înțeleg că i-au pus gips peste rană și de aia s-a infectat. Deci a ajuns la unitatea din Bistrița, acolo unde medicii au liniștit pe părinți că nu e nimic grav și au dat un tratament la domiciliu. Într-un câteva zile treceau și starea acesteia nu prea se îmbunătățea, familia a revenit în cursul zilei de sâmbătă, iarăși la spitalul din Năsăud, unde ortopedul de gardă a decis să-i aplice fetiței un bandaj de gips. Dar în cum zona să cu pui probleme? Gips peste rană fără să o sterilizezi ca lumea? Abia acum se știa de vină ăștia din Năsăud. Da. Deci joi, vineri, sâmbătă s-au dus părinții săraci în fiecare zi la spital cu ea. Starea micuței a continuat să se înrăutățească, astfel că părinții au ajuns disperați la Cluj. N-a mai putut fi salvată la Cluj luni, deci abia luni, deci sâmbătă, duminică, săraca fetița de fapt a murit cu zile. Luni fetița a ajuns la Cluj după ce starea s-a înrăutățit, iar spre cei și de acolo au constatat că pacienta prezintă un hematom suprainfectat în ciuda eforturilor medicilor. Fetița a murit pe masa de operație. Colegiul, mă rog, medicilor au început să facă cercetări în acest caz, chiar dacă până această lună nu s-a depus nicio plângere față de vreun cadru medical. Nu avem nicio informație despre ceea ce s-a întâmplat de vineri până luni, așteptăm raportul medico-legal în acest caz, a precizat Anca Andrisoiu de la Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița, care s-a autosezizat în acest caz, a demarat o anchetă, fiind așteptat rezultatul. O trăsătoare din Bistrița spune: sunt din Bistrița, aici la noi mai bine nu mergi la spital, că te faci bine acasă. Dacă mergi la spital, ori te omoară, ori vii cu altă boală. Medicii nu zic că nu sunt buni, dar au în cap numai bani și nu se pot concentra asupra meseriei. Of, Doamne, nu merita acest copil și nu merită nimeni să moară, mai ales un așa îngeraș de fată. Așa este. Vedeți? Deci doctorii sunt cu gândul la bani. Bine, acum și doctorii ăștia sunt prost plătiți. Asta e realitatea în România. Asta și spuneam mai devreme. De ce nu facem ceva ca să plătim acești medici, să nu mai fie nevoiți să fie tentați să ia șpaga aia, amărâția aia de bănuți care... Un asemenea caz de malpraxis în Statele Unite s-ar solda cu un proces în care familia ar cere multe zeci de milioane de dolari de spăgubire, dar se poate ca în acest caz părinții să fie atât de triști și de deprimați, probabil era lumina vieții lor acea fetiță, încât nici nu se fi gândit la așa ceva. Niciun ban din lume nu înlocuiește exact moartea copilului, moartea cuiva drag. Cu ce o să încălzească pe această familie că s-a demarat anchetă și că se soluționează cu demiterea nu știu cui sau excluderea nu știu cui? Nu! Asta se întâmplă când trăim în regimul în care trăim, iar
medicii și nu numai medicii, toți nu au tragerea aceea de inimă să facă ceva cum trebuie. Misterul din acest caz, totuși, eu chiar nu-l pot desluși fără ajutorul dumneavoastră sau atestatorul. Doctorul George Adrian zice așa, a venit la mine la radiologie, unde i s-a făcut un film prin care s-a pus în evidență o entorsă și o luxație astragalo-calcaneană. Motiv pentru care am indicat să fie trimisă la un serviciu de ortopedie județean, pentru că noi nu avem ortoped. Eu ce vreau să vă întreb, George Adrian ăsta, doctor, nu vedea cu ochii o rană care sângera de vreme ce s-a ajuns la ploi? I-a spus să-i pună niște comprese sterile. Da? Da. Comprese, dar dezinfectant? Păi da, el nu zice aici de nicio compresă. Asta e declarația lui oficială pe care o dă la Mediafax. Deci de ce nu zice că a văzut și o rană? Eu tot nu înțeleg. Pentru că starea copilului s-a ameliorat, piciorul s-a umflat, a fost adus în fine la Spitalul de Copii din Cluj. Domnul Diaconescu, există posibilitatea ca hematomul respectiv evident, să fie ascuns, să fie că fost uite ce zice asta de la Cluj. Interior. Avea o tumefieră la nivelul gambei stânci care s-a incizat și s-a descoperit o colecție purulentă la nivelul gambei când au tăiat-o, da? Da. Deci probabil avea ceva în interior. De-aia George Adrian ăsta n-a văzut nimic. Îi rugăm oricum pe doctorii ăștia implicați. Sunt trei doctori mari și tari. Cel de la Năsăud, cel de la Bistrița Năsăud și cel de la Cluj. Sunt trei doctori. George Adrian, doar avem numele celui care e medic radiolog, înțeleg. George Adrian, medic radiolog de la Năsăud. N-avem numele celui care a văzut-o la Bistrița, decât Celu Buta, managerul Spitalului Județean Bistrița, spune, fetița avea dureri mari în zilele ce au urmat, fapt pentru care părinții au dus-o la spitalul din Năsăud, unde medicii au pus piciorul în gips. Domnul Diaconescu, știți ce nu înțeleg eu? Pentru că eu sunt pacient fidel la ortopedie. Scuzați-mă, Ovidiu Rusu se numește medicul ortoped de gardă, care a văzut-o la Năsăud. Dar el lucra la Deje, s-a săracul, lucra, mai venea din când în când și până la Năsăud. Deci e o criză așa de doctori, încât doctorii, vedeți, fac un fel de... Naveta. Se duc, da, din când în când până alte orașe, câte o zi în alt oraș. Eu, dacă mai rup o mână, un picior și așa mai departe, mă cam duc pe la ortopedie, exact cum fac doctorii respectiv. Mai trec pe acolo, nu există să treacă anul, să nu mă duc. Însă, ceea ce mă intrigă pe mine în acest caz, păi înainte să ajungi la ortopedie, te vede un alt medic, evident ortoped, dar înainte să ți se facă acel examen radiologic. Păi medicul, înainte să-i facă examenul radiologic, da? Nu s-a uitat, nu a pus mâna, nu a pipăit piciorul fetiței, gamba, că am înțeles că la gambă a avut acel hematom. Păi nu vezi acolo că este vânăt, nu îi faci un... Pe mine mă marchează cu atât mai mult acest caz, cu cât și eu am o fetiță de vârstă apropiată. Micuța asta avea 4 ani, eu am o fetiță de 5 ani, tu, Dane, ai o fetiță de 6 ani. 7, da. 7 chiar, să vă trăiască. Merci. E, vă dați seama, investești în ea ca tată totul, dragoste, o formezi și dintr-o dată să afli că s-a întâmplat, Doamne ferește, că se întâmplă așa ceva și din cauza bâșbâielii unor medici, a rarității spitalelor în teritoriu și să se ajungă la așa o nenorocire. Deci e ca și cum viața ta s-ar nărui, ca și cum un zid ți se pune în față și nu mai poți să te gândești la nimic și consideri că totul nu mai are niciun sens și îți vine să dărâm lumea. Din ceea ce știu, greșeala cea mai mare, și am mai studiat și eu, v-am spus faza asta cu ortopedia, greșeala cea mai mare a fost că i s-a pus gips peste acel hematom. Iar de acolo este clar, fiind strâns, da? Acela evident a început să puroieze, mă rog, stare septică și așa mai departe. Ceea ce am înțeles că la un moment dat, când intervine septicemia, maxim 20 de minute deja... Generalizarea în tot organismul are loc foarte rapid, da, asta știu și eu. Circa 20 de minute, cam așa. Dar la un copil care are, cum are, sistemul imunitar, e fragil, nu e format. Uitați-vă la nu... acea fotografie, îi plăceau florile. Era o fetiță, o micuță, un suflet care avea toată viața înainte. Da. Asta care avea dreptul să se bucure și ea de viață, de...
Nu mai spun nimic. Și în timpul ăsta, ministrul Sănătății, ați văzut, cere niște formulare pentru asistente sau doctorițe care să spună dacă au fost hărțuite sexual sau nu. Haideți, domnule. Da, serios, asta e preocuparea și, mă rog, și se mai găsește și să taie să finanțarea spitalelor private. Mă violează de vreo 2 ani doctorul Cucutare și eu, dar știți cum o violează de vreo 2 ani? Ceva de genul, lasă-mă, îmi place. Da. Haideți, domnule Iaconescu, cu violul ăsta de 2, 3, 5 ani. Ce, asta nu credeți nici în polițista violată? O să-mi iau în jurături, dar asta e. Nu cred, domnul Diaconescu. De ce să-mi vedeți? Sunt femeie, solidarizez, asta e, doar în condiția în care ar fi adevărat. Domnul Diaconescu, sunteți bărbat, nu? Da? Cum puteți să credeți un om care spune că timp... Serios acum. Timp de un an jumate, eu violez pe X. Deci nu, da, mă spun că pe poliție. Și a fost frică să toarnă. Hai, domnul Diaconescu, stați puțin. Între timp, această femeie, sau mă rog, X femeie, ca să nu facem referire la cazul ăsta, da? Se ducea acasă la soț. Păi și cum se ducea acasă la soț și spunea, vai, dragul meu, hai ce mult ne iubim, ce crezi, tocmai am fost puțin violată. De ce nu a spus? Nu, iar m-a violat șeful. Da, ia, hai, uite, iar m-a violat. Și trebuia să-i spună soțului, nu? Domnul Diaconescu, de un an jumătate. Așa e, da. Bine, probabil că nici 10%, conform statisticii, nu au reușit să vorbească în totalitate despre viol. Păi, sau nu, că la lege, domnul Diaconescu, nu, îi dau dreptate să vă spun de ce. M-am sucit. La lege spune că este viol atunci când spui nu verbal. Păi dacă eu stau lemtănase și spun nu, tot viol se cheamă. Dar nu, deci nu puteți dumneavoastră și nici nimeni să mă facă pe mine să cred că X a violat-o pe Y timp de un an, ce un an, o lună. Dar ce credeți? Între timp o mai dădea cadou și altora. Haideți să fim serios. Păi, ori și ea se ducea, nu? Da, ea se ducea. Păi cum? Care mai e violul? Lasă-mă, îmi place. În general, în societatea de astăzi, atunci când e vorba de anchetarea unui caz de viol, îi se dă dreptate femeii, adică femeia este martorul credibil, cum ar veni. Bine, haideți să vă mai spun altă chestie. Păi bun, mă întâlnesc cu X, că mă cheamă să mă violeze. Eu mă duc, că mă duc. Și ce credeți? Îmi iau și cuțitul la mine. Mă duc să bag cuțitul puțin în el așa, pentru că, domne, ce credeți? M-am săturat de un an jumate să mă tot violeze ăsta. Păi cum? Fiind însărcinată, având un soț, păi hai, înțelege, te doare odată capul, te doare ochiul, te doare piciorul, te doare nu știu ce, dar la un moment dat, înțelege, nu? Soțul. Da. Totuși te întreabă, dar ce ai? Nu poți să ascunzi, domnul Diaconescu, atâta timp. Iar violul e viol, te marchează pe viață. Nu trebuie să te violeze de N ori. Odată și după aia, din nefericire, multe persoane s-au sinucis. Că asta înseamnă cum, sau n-au mai ieșit pe stradă, sau viața lor s-a terminat. Dar pe mine mă violează un an jumătate. Dar și atunci, dacă nu e viol, ce e? Despre ce e vorba? Este, lasă-mă, îmi place. Și de ce l-a înjunghiat? Păi asta e marea. Bine, probabil, de fapt, ăsta e un alt subiect. Stai că vin la întâlnire să mă violez, dar mi-au puțin și cuțitul cu mine. A, și l-a prins pe el cu alta? Sau da, mi se face rău, din domnul Diaconescu, dar mi se face rău când fac reconstituire. Și mai mi se provoacă așa, între timp, și o iminență de avort. Știți că eu țin cu toată lumea, dar în cazul ăsta, nu. Ce? Deja am vorbit prea mult și nu. Și sunt femeie, încă o dată. Femei, dragi doamne, cum să vă violeze cineva un an jumate în continuu? Păi da, fiindcă erau terorizate și nu... Că ce, domnul Diaconescu? Că ce, își pierdea, pierdea serviciul? Serios? Păi și mă duceam vânzătoare, domnul Diaconescu, și îmi creșteam copilul și aveam căsnicie în continuare. Eu bănuiesc că doi parteneri care se cunosc de o perioadă îndelungată de timp își pot da seama după starea psihică a celuilalt că ceva nu e în regulă. Deci nu poți ascunde un viol repetat timp de un an și jumătate. Mulțumesc de... frumos că mi-ați ridicat la fileu exact ceea ce am spus eu mai devreme cu soțul. Odată te doare capul, odată te doare mâna, odată te doare piciorul și așa mai departe. Dar la un moment dat o vezi, o simți, pentru că de asta este cuplu. Ești abătut, ești supărat, ești... Mă rog, din ce am citit, ferească Dumnezeu pe toată lumea, dar
Da, știu cum ce o să se întâmple după acest discurs al meu referitor la violul ăsta, dar... O să vede. Întreabă telesatorii, oare de câte știri de acest fel mai este nevoie ca cineva să facă ceva? Dacă eu v-am spus că trebuie să schimbați totul în România, sistemul, inclusiv sistemul ăsta sanitar, Marcel Costiniu întreabă ce părere are ministrul sănătății de acest caz. Păi nu știu ce părere are, că văd că nu a luat niciun fel de măsuri. Dumnezeu de obicei face darul oamenilor, de aceea a revenit vocea Roxanei Avram. A vrut Dumnezeu, că despre căderea Bibliei n-are legătură, a căzut pur și simplu. Vedeți, opiniile sunt împărțite, dar o să mai discutăm despre cazul Roxanei Avram. Acum să emisiunea să continuă. După un foarte scurt moment publicitar, revenim imediat în direct.